cum am zis înainte, și nu au ce să ne facă. Dacă nu acum, atunci când? Vedeți că așa, trebuie să stăm în școală, să păzim mobilierul, chiar dacă elevi nu sunt. Am asistat la... S-a vorbit despre operarea în revisal. Nu ne impresionează, să știți, așa cum am zis, suntem prea mulți. De dateze legea dialogului social, prin care ne spun că dacă stăm în grevă, nu vom avea vechime. A fost contestată la avocatul poporului de către Confederație. Într-o țară normală nu se schimbă regulile. Vrem la unitate și solidaritate. Numai noi toți ne putem rezolva, revenim negociatorii cu guvernul. Procentul pe care îl avem la grevă în teritoriu, noi și celelalte județe, invitați alături de dumneavoastră, de noi toți și colegii care se mai gândesc sau cei care nu știm din ce motive au ales să iasă pentru o zi, două. Consiliul Elevilor să susțineți acest... Suntem din Asociația Elevilor, da. Am venit să ne arătăm sprijinul față de profesorii noștri dragi, să arătăm faptul că îi susținem în tot ceea ce fac și că ei chiar merită un salariu echitabil și corect pentru munca depusă și toate orele depuse în perfecționarea metodei de educație a noastră. Sunt unii părinți care nu sunt de acord cu greva și spun că profesorul ar trebui să-și amintească faptul că au fost ore online în care copiii au avut de suferit. Voi ce părere aveți? La nivel de asociație, fiecare are dreptul la propria opinie. Noi nu preferăm să nu ne dăm opinia legătură cu asta, dar fiecare cu propria sa opinie. Dacă vor să-i susțină, îi susțin, dacă nu, nu. Fiecare are motivele pentru care să nu facă asta. Cum sunteți afectați elevii în momentul de față când e grevă și cum credeți că vor decurge lucrurile cu vacanța? Singurul motiv prin care elevii sunt afectați este neîncheiarea mediilor și problema, poate, amânarea bacalaureatului, examenului de bac. În rest, nu mă pot gândi pe moment la un motiv bun. În rest, cu amânarea orelor de curs, asta încă, dacă nu mă înșel, e la nivel de dezbatere, deci nu știm sigur încă cum se va proceda. Numele tău să ne-l spui și funcția în asociație. Oșan Horge Ștefan, vicepreședinte Asociației Elevilor din Maramureș. Acest sistem ne vine să plecăm capul când ne întâlnim cu părinții fel sau cu jignită, dar pentru că trebuie să eu când am pornit la acest drum și să mergem mai departe să ne îndeplinim dorințele. Și dacă nu terminat acum, aveam ceea ce mi se notează în carte, încă 3200 de salarii. Ceva. Ori acum am ieșit. Vă felicit pentru numărul mare în care ați răspuns și doresc să ne luați exemplu, să ne urmați exemplu și să nu cedați așa ușor la orice. Și eu oricum trăiesc la țară și muncesc, dar cer ce nu trăiești la țară și fiica mea e în educație și nu ai cum să trăiești. Ăștia bani nu ne ajung nici de motorină ca să facem aveta la serviciu. Mi se pare o umilire pentru că în fabrici, cei care lucrează în fabrici iau 3700, nu au atâta stres, nu au atâtea griji, nu au atâtea probleme. Mulțumim, ori, ar trebui respectată educația pe motiv că cei care nu ne respectă din educație au ajuns unde au ajuns. Dacă ar ști să respecte cum i-ar porni, atunci ar fi foarte bine să se gândească întotdeauna că mai știu imnul Dumnezeu, pentru cei care sunt funcții înalte, întotdeauna au o pedeapsă mai mare. Le spuneți câteva cuvinte dacă pentru televiziune. Dacă știți, hai să-l auzim. Care sunt nemulțumirile pe care le aveți ca și cadru didactic? Aici, la microfon. În primul rând, cred că guvernanții noștri nu ne mai respectă, nu mai avem demnitatea pe care ar trebui să o avem. Și, bineînțeles, și salarizarea este deficitară. Hai cu Mariana, două strofă! Știe toată lumea asta.
momentul de astăzi câteva cuvinte și cum vă simțiți ca și cadru didactic astăzi în România 2023? Astăzi, în momentul de față, mă simt mulțumită. Mulțumită că am reușit să ne strângem și să ne spunem punctul de vedere. În general, mă simt umilită. Umilită de guvernanții noștri, umilită uneori de părinții noștri, umilită în general. Sunt și părinți care sunt nemulțumiți din cauza grevei, din cauza că susțin ei. În timpul orelor online, copiii au avut de suferit, iar profesorii au fost plătiți. Cum comentați asta? În timpul orelor online, fiecare profesor și-a ținut orele. Deci, la noi, în școală, cel puțin, nu a fost nimeni care să nu își fi ținut orele online, cum a fost atunci. Cum credeți că vor recupera copiii și dumneavoastră? Cum veți recupera tot? În general, profesorii de la noi din școală au avut grijă să termine materia, grosul materiei la timp. Dar, dacă se va dispune să recuperăm orele, le vom recupera. Ca și cadru didactic, astăzi sperăm să fie mai multă unitate, să se vadă că noi ca și profesori contăm pentru educația copiilor și pentru societate. Și chiar ne simțim bine că sunt atâția colegi prezenți și sperăm să fie și mai mulți care să ne susțină pe zi ce trece, să se facă mai bine în lume. Credeți că guvernanții vor ține cont într-un final de doleanțele noastre, mai ales că sunt și cei din sănătate care vor să iasă din CFR și tot? Nu știm, sperăm totuși ca educația să conteze mai mult decât alte paliere, fiind poate lăsat deoparte de mai mulți ani de zile. Sperăm! Un eveniment foarte important pentru viitorul țării acesteia și pentru tinerii dascăli, în primul rând. Eu mă apropii de pensionare și cred că n-am să închei niciodată lupta pentru drepturile dascălilor. Credeți că veți obține, după aceste demersuri care se fac, drepturile pe care le cereți? Dacă nu suntem optimiști, nu mai luptăm. Cum e evenimentul de astăzi? Un eveniment de amploare și un eveniment foarte, foarte important. Personal pentru mine, familie înseamnă nu doar cea de acasă, ci cea în care muncesc. Și dumneavoastră, colegii mei, personal didactic, personal didactic auxiliar, profesori, reprezentați o familie pentru care merită să fiu aici. Pentru prima dată în anul 2000 am ieșit în stradă pentru profesor, eram student și am aflat că bursa mea este egală cu salariul unui profesor, am zis că nu se poate. Și împreună cu colegii mei studenți am fost în stradă de atunci, de 23 de ani sunt în stradă, că este fric, că este caniculă. Pentru că, stimați colegi, România educată este România pe care o educăm noi. Nu este România educată a unui politician devenit președinte care se laudă cu niște legi ale educației prin care spune că ne asigură și anumite beneficii. Domnule Iohannis, acele beneficii au fost promise încă din 2018 de către... Și guvernul dumneavoastră le-a amânat de fiecare dată prin lege. Să fie în ferm. Angajații din învățământ nu că au nevoie